Tare, dragii mei, astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc așa tort. Este de 18 cm și foarte înalt. Dar acum vreau să-l tai să vă arăt cum este în interior. Deci, e că așa arată tortul meu în interior. Este foarte cremos. Este super, super delicios arată. E cu două feluri de gusturi. Adică are și lapte condensat fiert și un fel de gem așa, cam așa arată. Deci, dragii mei, eu vreau să vă doresc un an nou fericit. Ce vă pot să vă spun eu? În anul acesta tot a fost frumos, bine, doar că puțin cu corona lora ne-a dat peste cap. Dar vreau în anul care vine să fie un an frumos, liniștit, curat și cu voie bună, să lăsăm răutate deoparte, să fim mai buni la suflet, pentru că bunătatea foarte mult contează. Eu vă doresc numai bine și să ne vedem în anul viitor. Sănătoși și cu sufletul curat. Acum să trecem la treabă. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți. Dar acum să pregătim bunătatea aceasta. Așa, deci pentru pandeșpanul de 18 cm avem nevoie de 4 ouă, de 70 de grame de făină, de 30 de grame de amidon, de 90 de grame de zahăr, de 10 grame praf de copt, 10 grame zahăr vanilat și de gel comestibil de culoare verde. Și deci luăm un bol, adăugăm ouăle, adăugăm zahărul vanilat, zahărul. Eu am o problemă la o mână, la un deget și îmi vine greu. Așa, și batem într-o spumă pufoasă. Așa, după ce am bătut ouăle, adăugăm gel verde comestibil. Așa, după ce am bătut ouăle, acum adăugăm în sită făina și cu amidonul și praful de copt. Și o cernem puțin câte puțin și o încorporăm. Uitați-vă ce culoare frumoasă s-a primit. Încă așa, și trebuie să rămâie pufos. Așa, deci eu am așa o formă, un cerc de 18 cm. L-am înverit așa cu folie. Și acum să torn aluatul nostru. Și îl dăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, undeva 30-40 de minute. Așa, deci pentru al doilea pandișpan, tot așa cantitățile ca la primul, doar că punem culoarea roșie, după cum vedeți. Deci, ia ca s-au copt amândouă. Uitați-vă acesta mai înalt ca acest roșu. Vă spun și cauza. Cauza este pentru că acesta l-am pus în formă de asta care se desface, da? Care se face mai mare, dar asta în formă care nu se face mai mare, mai mică, doar un cerc. Dar aici e cercul care se face mai mare, mai mică. Și ca diferența se vede destul de bine. Așa că, fetelor, să aveți în vedere, dacă aveți cercuri de astea care se desfac, da? Atunci să vă primească ea ca așa. Tot e frumos, eu nu zic să o primit rău, dar am în vedere, aici s-a primit mai înalt ca acesta. Pentru că asta este cercul care nu se face mai mare sau mai mic. Doar așa de 18 cm și e ca așa, nu e foarte moale. Deci am decis, fetelor, să vă arăt, poate nu m-ați înțeles ce fel de cerc am eu în vedere. Ia câte-l-i. Acesta cerc nu este care se face mai mare sau mai mic, da? Ia ca în acest cerc să primesc foarte, foarte super pandeșpanurile. În așa fel de cerc care se face mai mare ca ăsta, pandeșpan l-am făcut într-aista.
Nu se primesc fetelor, ea că ne-am luat încă unul. Am unul de ăsta mai înalt, care strâng eu torturile și mi-am mai luat unul, zic, poate a fi calitatea mai bună, dar e aceeași poveste ca și celălalt. Cei mai bună, rămânem la cercul acesta de metal. El este și mai gros ca acesta, după cum vedeți, da? Uitați-vă. Și este foarte superb. Eu o să-mi iau încă unul de ăsta ca să știu, să fiu sigură că el, pantișpanul, se primește super, super în el. Deci cam așa. Lăsăm pentru 4-5 ore, cel mai bine peste noapte, să lăsați pantișpanul să se răcească bine. Înveliți în peliculă bine și al dați la frigider peste noapte. Dacă nu aveți timp peste noapte, măcar 4-5 ore să stăie. Deci pentru crema să avem nevoie de 500 de grame de cream cheese și 500 de grame de frișcă. La mine frișca, vedeți cât e de groasă, este de casă. Și 300 de grame de zahăr pudră. Am adăugat în bolul de la mixer și cream cheese și frișca și acum adăugăm zahărul pudră. Așa, deci pregătim siropul. Aici eu am sirop de mintă rece și am pus apă, amestec ea ca așa ea și gata. Așa am vrut eu azi la tortul acesta să fac așa un fel de sirop. Prima dată îl fac să vedem ce va ieși. De gustos va ieși gustos și aromat. Așa, ok. Așa, ungem puțin aici la mijloc. Așa. Și punem primul blat. Desigur, chestia asta e mai mare pentru tortul meu, dar nu e nimic strașnic. Eu fac tortul pentru casă, așa că vreau să vă arăt la cât este de superb blatul roșu, da? Pentru că la tortul de catifea, da? Adică acolo punem și cacao să primească mai așa, dar văd că și fără cacao s-a primit frumos. După ce am pus blatul, îl însiropăm. Așa, l-am însiropat. Am uitat să vă mai spun, o să avem nevoie de așa un fel de gem. E ca așa, Iana. El este pentru biscuiți, dar eu azi folosesc și la tort. Fetelor, mi-am pus o mănușă la mâna asta pentru că am un deget. Și mai am și lapte condensat fiert, tot azi folosesc în untru, da? Adică la împlutură. Și am arahidis coapte, le-am fermețat, tot îți folosesc. Deci, acesta este crema noastră. Uitați-vă ce cremă pufoasă și foarte groasă. Este foarte gustoasă. Mai întâi de toate, punem un strat mic pe toată suprafața. Mic așa. Încă așa. Și voi pune pe margine, voi pune cremă. Mai pun un pic. Așa. Și în mijloc punem gem. Acesta este un fel de gem care nu curge, pentru că el este și pentru biscuiți. Este foarte bun. Așa. Am pus. Luăm foile noastre și punem una verde. Acum punem una roșie. Una verde, una roșie, una verde. Apăsăm puțin. Așa. Ok. După care iar însiropăm. Și iarăși procedăm așa cum am procedat cu prima foaie.
Așa. Doar că aici deja punem lapte condensat fiert. Încă așa. Acum luăm puține. Încă așa. Oi, fetelor, așa e de greu când nu ești la un deji tăiet sau ceva. Foarte greu să lucrez. Și iarăși punem roșia, apăsăm puțin și în felul următor procedăm cu toate foile noastre. Deci am făcut tortul nostru. E că așa arată. Îl dăm la frigider pentru 4-5 ore, după care îl decorăm. Deci, dragii mei, eu am făcut tortul meu, eu am făcut decorul. Deci, cum n-am filmat, cum am făcut cu decor, pentru este un decor foarte simplu. Aici, unde e roșu cu verde, am pus fermiturile de la pandișpanul care mi-a rămas. Am făcut așa ca niște brăduți, apoi cu niște bombonele de acestea am decorat, după cum vedeți voi. E ca așa. Am scris aici 2021, un decor foarte, foarte simplu, după cum vedeți. E ca așa. L-am strălucit o leacă, să fie anul nou care vine, să fie totul strălucit și încărcat. Deci cam așa arată. Este un tort așa mai simplușor pentru casă. Așa am vrut eu un decor să fac. L-am împodobit totul. Foarte mult să-mi spuneți că e prea tare împodobit Cristina. Da, așa am vrut eu să-l împodobesc. Păi nu-i nimic strașnic. Principalul, sănătate să fie și în anul acesta care vine, să vină cu bucurie și fericire și cu sănătate. Cam așa, dragii mei. Eu vă doresc sărbători fericite, un an nou binecuvântat și fericit. Tot răul și tot cine s-a întâmplat în viață mai puțin bun, lăsăm în anul acesta, dar în anul care vine să intrăm într-un an foarte binecuvântat, foarte frumos, cu inimile deschise și să fim mai buni. Eu vă doresc numai bine, sărbători fericite, pa, pa!